41,071 emails, 350 hours of voicemail, 744 tweets, 46 Facebook messages, 4 fake Facebook accounts, 106 pages of letters, and 1 cup of tea. În subconștient, cu toții avem cel puțin o frică și una dintre ele este aceea de a nu fi stocuit. Și nu mă refer acum la stocuitul acela pe internet sau pe rețelele de socializare, Doamne ferește, ci mă refer la real life stalking. I would leave first thing in the morning and she would be there. Then I would come back, sometimes as late as 11 or 12 at night, and she would still be there. How was your shift, reindeer? Did you think of me? I never... As she devoted 15, 16-hour days to a fleeting encounter. Și exact asta i s-a întâmplat și comedianului Richard Gadd, care a reușit să transforme situația asta într-un serial. Richard Gadd, puțin lefter la începutul serialului, puțin lefter și înainte de serial, dar nu-i nimic. Căci dacă nu a mers cu comedia, măcar merge cu actoria, cu screenwriting-ul. Serialul ăsta a făcut aproape $1,000,000. Baby Reindeer este un serial de 7 episoade pe Netflix care vă ține captivați de la început până la final. Eu cel puțin am simțit anxietate de fiecare dată când trebuia să schimb episodul. Și e bazat pe fapte reale. Personajul principal, Donnie Dunn, e un comediant aspirant căruia nu prea ies glumele. So I went vegan recently? Had to make some sacrifices? Și lumea nu râde nici măcar atunci când explică glumele. It's a mink hat. But instead of actual mink, it's a mink staple to a hat. You're shite. Dar el tot încearcă, tot încearcă, tot încearcă, ia cursuri de actorie, a fost și la facultatea de actorie, dar pur și simplu glumele nu ies, jobul nu iese și oamenii nu râd. Ceea ce înseamnă că nu are un venit prea stabil din meseria asta. Și de aceea lucrează într-un bar, care nu-i oferă oportunitatea să-și îmbunătățească situația actuală. To fulfill my lifelong dream of becoming a comedian, but for whatever reason found myself late 20s, working a dead-end job. Și pe lângă asta, colegii lui de lucru nu îl tratează adecvat. For her. Sorry. Și pe lângă asta, locuiește cu mama fostei lui. And living rent-free with my ex-girlfriend's mother in a massive house miles out of town. Simte că a eșuat în viață, stima lui de sine e sub nivelul mării, până într-o zi când o femeie intră în bar și o cheamă Martha. Her name was Martha. Stă stingheră într-un colț și nu-și poate permite nici măcar a cup of tea. Can I get you something? No, thanks. Are you sure? Cup of tea? No, thanks. You have to buy something. Can't afford something. Right, not even a cup of tea. No. Dar atunci când Donnie Dunn îi oferă o ceașcă de ceai, how about I give you a cup of tea on the house? Se luminează complet la față și devine a businesswoman și explică tot background-ul ei complex, că are un job super bine plătit și că lucrează într-o firmă de avocatură de top. Trained in criminal law. Moved to England, retrained, opened up my own practice, won several awards. Now a leading advisor to the government. Deși nu-și poate permite o ceașcă de ceai. Can't afford something. Deține tot felul de proprietăți. Amongst other things, a flat in Pimlico, overlooking a private garden. One in Bexley Heath, two in Belsize Park. Deși nu-și poate permite o ceașcă de ceai. Can't afford something. Și că lucrează cu A-list celebrities, deși nu poate spune cu cine. God doesn't like a bragger, but when you're the go-to for the biggest political minds in the game, you've earned a bragger too. No. I'm not gonna say who, so don't even go there. Bine, o să-i zică dacă tot întreabă. Fine, David Cameron, Nick Clegg, Alex Hammond, but you didn't hear that from me. Își scoate telefonul cu butoane și arată numerele din agenda ei. Wow, you must have amazing dinner parties. Și în acel moment, Donnie Dunn e intrigat. Și mai mult ca sigur, e atras de râsul ei fermecător. She had this incredible laugh. Yes! Și acea ceașcă de ceai marchează momentul în care Martha devine obsedată. De atunci intră fiecare zi în bar cu zâmbetul ei prietenos. Every day now Martha would come in. Each time with new makeup, new hairstyles, like a kid playing dress up.
și poartă conversații cu Donnie, iar el îi oferă în fiecare zi o băutură gratis. She always ordered the same drink every time, ma. Diet Coke, plenty ice. And I always gave it to her on the house. Povestește tot felul de situații de la firma ei de avocatură lui Donnie. I was talking to Steve earlier. I was chatting to June. Alan was just on the phone. Îi făcea tot felul de complimente, iar Donnie, fiind obișnuit ca lumea să nu-i acorde atenție nici măcar pe scenă, era absolut cucerit de lucrul ăsta. But really manly hands, haven't you? Oh, yeah? Big, deep voice, chiseled jawline. Și colegii lui de lucru, care, cum am zis înainte, nu erau tocmai nice, vedeau oarecare apropiere între cei doi și de fiecare dată când prindeau ocazia, îi dădeau de înțeles Martei că Donnie se gândea la ea și că vorbea cu prietenii lui de la lucru despre ea. Ceea ce, în mod evident, o flata pe Marta. How are you gonna introduce us to your girlfriend? So is this the one you've been telling us about? The supermodel? Mm. Oh, you said that? Really? Și la un moment dat vine ziua ei și îl invită să petreacă timpul împreună atunci. Ar fi vrut să iasă împreună la picnic. Picnics, that's kind of what lovers do, you know? But what do friends do? I don't know, a coffee or something? Coffee's good. Dar au ieșit de fapt la cafea, unde Marta a devenit puțin cam prea geloasă. Martha, can you let go of my hand now, please? I want names. Martha, please. Names. Martha, please. Names. Martha, please, let go! Don't you dare! În momentul în care Donnie miroase că e ceva neregulă la ea, și-o urmărește până acasă. So he is a stalker himself. Acasă la ea, Emilie nu găsește apartamentul pe care l-a descris ea înainte. O găsește pe ea într-o cameră dezastruoasă, trimițându-i e-mail-uri. Ah, și by the way, e-mail-ul l-a găsit de pe site-ul lui, deși la momentul ăla nici măcar nu cred că știa numele întreg. Around 80 a day continuing long into the night. Her address, a random series of numbers and letters like spam, but the writing, exactly like she spoke, unhesitating, unfiltered, unapologetically raw. The fact she has an iPhone, even though she didn't when I saw her texting at the bar. Și din acel moment, Donnie tot încearcă și încearcă să se descotorosească de ea, până când își face apariția la următorul eveniment de comedie la care nu râde nimeni. I know what you're thinking. Serena Williams has let herself go. Okay, cool. That didn't work. Let's move on. One laugh. Brilliant. If you could move around the room, that would be great. Jesus, can't take my mum anywhere, eh? Și deși el știa că ce face Marta e greșit, totuși iubea atenția pe care i-o oferea, pentru că obsesia asta pe care o avea ea față de el, el făcea să se simtă văzut. Așa că nu a existat niciodată în serialul ăsta un moment în care Donnie să se impună așa cum ar fi trebuit și să încerce să pună stop acestei obsesii a ei față de el. Fiindcă pur și simplu nu putea suferi ideea că renunța complet la singura persoană care îl face să se simtă important. Bine, a mai oferit un motiv pentru care nu ar fi vrut să o trimită la închisoare pe ea, dar vă las pe voi să descoperiți de ce. Da, chiar că ar fi încercat, probabil nu ar fi avut succes. Dar chiar și așa, singurul moment în care și-a dat seama, s-a convins, practic, că trebuie să facă ceva în privința asta și să raporteze odată la poliție, dar într-un mod serios, adică să pună punctul pe ei, calvarul prin care trecea, a fost abia atunci când iubita lui, căci de-aia se întâmplă și asta în serial, are o iubită, a fost atacată de această stocuitoare super posesivă cu un om cu care doar își imaginează că e împreună. Și la finalul serialului, nu cred că e spoiler, Richard Gadd reușește cumva să demonstreze și că și Marta e un om a cărei problemă se trage din niște probleme care au afectat-o, dar și că și el
e un om cu probleme, el începe să o compătimească pe Marta. Puțin de câteva zile, oamenii de pe internet au reușit să găsească persoana reală care se află în spatele personajului Martha Scott. O cheamă Fiona Harvey și hai să căutăm puțin pe Facebook. Din câte se poate vedea, sunt foarte multe conturi care se numesc Fiona Harvey pe Facebook. Na, probabil sunt niște fani care tot creează fanpage-uri, dar chiar și așa, ea oricum își creează conturi în mod continuu, fiindcă Facebook-ul le tot banează pe alea vechi. Și pentru că sunt atât de multe conturi, nu știi niciodată care e acela real. Dar eu aleg să intru pe acest cont, în care am văzut că s-a dat mai multe citate și pe blog post, și pe internet, și peste tot. Fiindcă pe lângă faptul că e urmărită de peste 42.000 de persoane, putem vedea că s-a alăturat pe 20 octombrie 2022. Și pe atunci serialul ăsta încă nu era creat, așa că bănuiesc că ăsta ar fi contul real. Plus, vedem că ești într-o relație complicată. Cum cred că a fost întotdeauna. De când a ieșit serialul, pentru că a fost banată pe Twitter, postează non-stop pe Facebook lucruri legate de serial, deși într-un interviu la Piers Morgan susține că nu a văzut niciodată serialul ăsta. Și putem vedea că scrisul ei nu prea s-a mai îmbunătățit. Deși a urmat facultatea de drept. Real life acum e o chestie reală, chiar a urmat facultatea de drept. Acum nu se știe dacă a avut probleme dintotdeauna sau dacă s-a dereglat după ce a terminat facultatea. Doamna noastră Fiona Harvey critică într-una pe oameni care au un caracter obsesiv și ne adaptează în mod constant cu informații legate de procesul împotriva lui Richard Gadd și întregii producții a filmului. Și oamenii au reușit să găsească asta, deși singurele indicii pe care le aveau oamenii erau e-mailurile care erau reale 100%. Au găsit aceste tweets pe Twitter. My curtains need hung badly. You can hang my curtains, baby reindeer! Vega! You carrot! You can hang my curtains, baby reindeer! Și obsesia ei cu evenimentele lui de comedie, please go and see Richard Gadd's show, it's well written and neurotic. Și pe lângă asta mai și insistă cu e-mailurile ei. Și pe lângă asta, fanii au descoperit și un articol vechi în care e menționat un restraining order împotriva Fionei, atunci care a fost cerut de șefa ei de pe atunci, Laura. Și la interviul ăsta cu Piers Morgan, domnișoara Harvey... I don't fancy little boys without jobs. Care are 58 de ani, l-a etichetat pe Richard Gadd ca fiind un psihopat complet, l-a acuzat de defăimare prin show-ul pe care l-a scos pe Netflix. Așa că o să-l dea în judecată pentru defăimare. Deși el nu i-a precizat niciodată adevărata identitate în serialul pe care l-a scos pe Netflix. În fine, Fiona Harvey își dorește o parte din veniturile pe care le are show-ul, deoarece consideră că a fost defăimată. You never said him anything? No. I think there may have been a couple of emails exchanging, but that was it. Just jokey banter emails. Netflix have said that these details are the real ones. That this is exactly completely incorrect. So you're denying sending anything to him? There may have been a couple of emails. Text messages? Nope. Facebook messages? Nope. Did you tweet him? I may have done years and years ago. You actually tweeted him numerous times. No, it wasn't numerous. It was about 18 tweets there or 14. It's quite a lot to someone who's not that well-known. Baby reindeer. I had a toy reindeer. So that's true. And he shaved his head. That bit is true. And there were reindeers in the shops. It was Christmas time or something. It was a joke. Says that unlike Martha, she has never been charged with a crime and has never been to jail or prison. Which involves you admitting to intimidating Richard Gadd and getting a 9-month prison sentence. And that is completely untrue. That's completely untrue. Very, very defamatory to me. Harvey, who says she's been in a relationship with a lawyer for the past 5 years, is ultimately accusing Netflix and Gadd of defamation and says she'll be taking legal action against them. Și pe lângă asta vreau să apreciez de față cu voi toată dedicarea și munca depusă de Richard Gadd în acest serial, care devastator, că e devastator. Și cât de bine a reușit să portretizeze Jessica Faye Gunning, acest personaj Martha Scott, i-a ieșit atât de bine fiindcă e atât de talentată. Până data viitoare, nu uitați să urmăriți ultimele două videoclipuri despre Eurovision. Sunt absolut sigură că vă vor plăcea. Eu v-am fost Emma, vă pup, pa!